Perfect. Atunci să mergem o leacă înclinați la 22,5 grade spre următoarea probă, cea mai probă dintre probe, planul înclinat. Doamnelor și domnilor, dragi români, săriți de pe fix, vă prezintă o istorie domnească, mama lui Ștefan cel Mare. În rolurile principale, Lucian Ghimiș, Marele Ștefan, Anisia Gafton, mămica lui, Alex Bogdan, Calul, Jean de la Craiova, copilul din flori. Anisia, ești mămica lui Ștefan cel Mare, intri în castel. Băiatul tău se întoarce de la luptă și trebuie să faci curat. Curăță podeaua. Măi, băiatule, ia uite ce mizerie aici. Măi, băiatule, măi. Of, of, doamne, să se întoarcă și băietul ăsta acasă. Of, coroana nu mi-a căzut. Of. Doar o zis că se întoarce. Până se întorc vacile, se întoarce și el. Eu nu-s de acord cu turcii ăstea. Eu zic să-și schimbi jobul. Eu i-am mai zis. El tot cu turci, tot cu turci. Lucian, domnitorule, călare pe calul tău, Alex, intri în castel. Haide, murgule! Aule! Haide, murgule! Haide, murgule! Haide! Hata-te, ha, hata-te, ha! Hata-te, ha! Ha, cu-te-te, ha, cu-te-te, Bă, copchile! Ce ai, murgule, ce ai pusit? M-am înecat. Ah, bun. Alex, tu da. Vorbești mai bine ca oricine limba oamenilor. Chiar mai bine decât ei. Să rămână mânțică. Bă, copchile! Alex, ești încă încins, dai o tură prin castel și strici tot ce a făcut mama lui Ștefan. Da, tăticule, da, tăticule, da, 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 tăticule, dă-i, dă-i. E încă încălzit, mânțică. Ce faci ăsta, măi? Are energie, nu și-a consumat-o. Vai de mine, dar ce urât-i! Dă-i, murgule, dă-i, murgule! Doamne! Pleacă-mă de aici! Hâr! Hâr! Pleacă de aici! Pleacă de aici, cum ți-a zis! Ia-l afară, dă-l afară că le-am făcut curat! Murgule! Se balegă pe aici! Băi, copchile, la ora asta se vine acum? Mănțică, învrăjbitul m-am cu turcii! Cu cine? Noi luptatărăm cu toții și iată că m-am întors acasă victorios cu murgul întreg. O secundă, iartă-mă. Vă cât dintregă-i. O secundă, iartă-mă, mânțică. Da, ce? Nu știi la ne, nu-i în afară că nu mă lasă mama. Cum? Cum? Tanvic, de... Mânțică! Dacă mă duc fără sabie, mă lași? Nu te duci nicăieri! Nu mă lasă, gata. Mă, nu mai insista, n-auzi că nu mă lasă! S-o închis bătălia, la revedere! Ești turc, ce nu te ești turc! Hai, la rândul la casă! Fiecare la casă, da. Du-te, du-te, otoman, hop! No. Gata! Aniția, calul a luat-o razna, ia-l și leagă-l! Vai de mine, nu mai pot cu calul ăsta! Mi-ai adus calul ăsta! Ți-am zis că eu nu vreau animal de companie la mine în casă! Ce? Uite-l cum vibrează, mamă! Dar ce i-ai băgat? Ai băgat ceva de jaratic, așa? Jăratic! Jăratic, de asta au mâncat jăratic, trebuie să leg! Hai, murgule! Cu ce să leg? Eu aici, aici, murgule, aici, ia-te după voce! Unde aici sunt, murgule! Hai! Ștefan cel Mare! Eu să știi că la anul nu asta am putin! Priponește-l, mănțică! De unde să-l priponesc? Priponește-l! Unde mi-ai pus lesa de la câini să-l ia, să-l pun? Gata, calul s-a liniștit și a găsit de mâncare. Lasă-l! Arată-i băiatului tău ce ai învățat de când el a plecat. Pasul voinicului cu farfurie în cap în loc de coroană. Bă, vă jucați așa cum vă jucați pe vremuri când era domnitorul mic. Bă, băiatule, da, mănțică. Este foarte important când domnești într-un castel cum e ăsta să menții coroana pe cap. Dar din când în când o mai schimb cu farfurii. Că așa este în legea moldovenească. Te ascult cu atenție, mănțică. Am un pas pentru tine. Băi, nu mai pot cu calul ăsta. Du-te acolo și mănânc, hai. Am un pas pentru tine, pasul voinicului. De fiecare dată când te duci la turci, îl pui pe cap și trebuie să faci așa. Mănțică, aș vrea să mă duc în pasul strângarului. Nu-i bun, mă, schimbă pasul. Fii atent, iei coroana de pe cap, da. Așa, o pui.
Da. Pui asta, da? Și când apari în fața otomanilor, când vor să te cotropească, începi să faci așa. Mănțică, am o întrebare. Eu mă duc la luptă sau la agățat? Păi asta, că iei s-o leacă delicat și s-ar putea să-i agăți și terminăm cu porcăria asta. S-ar putea să vă faceți foarte buni prieteni, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Nu putem fi prieteni cu turcii, mănțică. Uite ce vibrează calul. Trebuie să găsim o cale. Trebuie să găsim o cale. Cum spui turci, ăsta vibrează. Uite-l, turci. Uite-l. L-au vibrat turcii, mă, ce l-au făcut? L-au curentat, ce? Nu, e pornit pe ei, e pornit. Ma. Lucian, te ridici. Treci încoace. Și îți dai seama că după o zi grea de luptă meriți o damigeană de vișinată zero alcool. Mi-am dat seama că după o zi grea de luptă mă înțică merit o damigeană cu vișinată. Cu vișinată, îți dau acum, măi copil. Fii atent! Toamnă domnește într-o carafă. Dă-mi voie, mănțică, să-mi torn domnește într-o carafă. Torn-ți domnește! Servește și mămițica. Servește și mămițica. Vreau și eu, că știi că am avut o zi grea. Cum? Mi-ai adus și calul ăsta? Ai venit poftim, și așa târziu? Poftim, mănțică. Lasă-mă să te servesc. Așa, domnește-mă. Hai. Hai, toarnă. Bun. Hai. Și ții nu storni? Turc! Cum e? Altceva. Nu? Mi-a plăcut. Alex, nechează. Lucian, toarnă și lui din damigeană, dar direct în gură. Mai murgule, toarnă-i măi. Toarnă și lui, că nu vezi săracul, că... Hai, vino, că ești însetat. Hai, dă-i și lui, poate să... Lasă-te, murgule, hai, curaj. Murgu, hai. Hai, hai, turcule, hai. Ține-l, mănțică. Hai, că-l țin. Ține-l. Hai, dă-i. Ia, iubitule. Dă-i, hai, hai. Să-l înnece, mă! Să-l omoare, mă! Na, că l-ai îmbătat acum! Aoleu, e mai rău! E mai rău! Mănțică, calul nostru când bea are purtări turcești! Se vede! Păi dansează dansuri orientale, manele, nu vezi? Păi de-aia zic! Aoleu, l-am stricat și pe asta! Băi! Vai de mine! Vai de mine! Ia-l de pe mine! Ia-l de pe mine! Ia-l! Vai! Lasă-o pe... Măi! Da, lasă-o pe mama! Lasă-mă-n pace! Murgule! Lasă-mă-n pace când placi! Un orologiu sună! Nu e... Vă prăstie! Pe poarta castelului intră Jean de la Moldova! Un individ care susține că este fiul din flori al lui Ștefan. Vine să-și ceară dreptul la castel. Anisia! Hei! Eu sunt Jean al Moldovei, fiul lui Ștefan, domnitorul Moldovei. Cine? Tată! Tu te băi de aici, ce ai? Anisia, iei foc! Cum să-ți... Vrei să-l dai afară din castel? Bă, te dau afară din castel, băi! Cum să zici de băiatul meu că e neprihănit? Ha? Cum? Cine? Băiatul meu este cu minte! Mama, e, nu vorbi așa! Măi... Tata, am înăslit mănăstirea Pudna! Ce-am făcut? Ce să... Mănăstirea Pudna! Ce-am făcut? Și mama mea! Dar ce-am făcut? Am înăslit-o! Am înăslit-o! Ce-ai făcut, copchile? Ce-i fi făcut, mă, frate? Ce-ai făcut? Ce-i fi făcut? Și mama mea stătea la două străzi de mănăstire! Au! Evident! Și ce-am făcut? Mai călca și ea strâmb, mai călca și el strâmb! Și-am înăslit-o și pe ea! Și-am ieșit eu! Normal, puțin mai brunet și la fel de strâmb! Nu, m-a făcut la umbră, cred! Deci stai să înțeleg! Tu ești mălăslitura mea? Făptura ta, tată! A, făptura! Măi, băiete, tu te-ai pângărit cu masa? La două mai, străzi! Măi, mănțică, eu maxim... Tată, dacă ai pângărit... Stai cu minte, măi! Du-te, du-te, mă, dă-i! Cum să zici tu așa ceva? Băi, cum se zice așa de băietul meu? Du-te, 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 a făcut baia asta, să te vedeți, Jean! Tu
știi cine-i băietul meu, băi? Jean! Ștefan, tata! Cum te dai aici la un... Ștefan! Jean, îl provoci pe presupusul tău tată la un duel cu perne. Știi că a fost și jocul lui preferat din copilărie. Așa îi vei putea demonstra că ești copilul lui. Tată, tu m-ai învățat un joc de când eram mic. Ce te-am învățat, băiatul meu? Jocul cu perne, bătaia cu perne, care numai ce noi ai doi făcut? O știm. Luați două perne, mama, de pe divan și cine reușește să-l nimerească pe celălalt de trei ori cu perna în chip, câștigă. Când Ștefan cel Mare simte turcul în fața lui... Eu nu sunt turc, sunt fiul tău, tată! Ai trăsături de turc de dumneavoastră? Tată, eu sunt fiul tău, tată! M-ai învățat să mă bat! Uite, jocul nostru preferat, tată! Dă mai ușor, tată, că ți-i pau ușor ăla! Tată, dar ce fel dai? Tată! Dă-i și lui Calu! Dă-i și lui Calu! Nu, mamaie, lasă-mi zic! Lasă! Nu, mamaie! Cum să-mi dai mie? Scuze-mă, mamaie! Tu știi ce? Tu știi cine sunt eu, mă? Tu știi cine sunt eu? Mamaie, nu! Cum să-mi dai mie? Calu! Mamaie! Mii! Puși calule că ne mănâncă ăsta! Vai! Vai! Mamaie! Calu! Ce aveți, măi? Măi! Măi! Așa ce... Anisia! Oprește nebunia din castel! Opriți-vă, măi, că nebunesc aici! A murit calul! Ce-ați pățit, măi? V-ați stricat la cap! Îi pui pe tot la punct! Tată, ăsta e jocul care m-a învățat! Anisia! Îl supui pe presupusul nepot la o nouă probă. Deci fii atent! Eu nu am încredere în tine! Eu trebuie să te supun la o nouă probă, să văd dacă tu ești Ștefan, cel Mare Junior. Tot așa că vreau să-l bat! Da. Proba de rodeo pe calul domnitorului. Nu cred! Avem calul ăsta! Mai dați-o văz, că nu are putere, a băut. Dacă nepotul rezistă la o tură călare prin casă, ar fi o șansă să fie de-ai voștri. Calul se bucură. Stai să mă simt, bă, cal! Calul... Trebuie să te... Calul. Să dai o tură! O butură de cal? Tată, da, cu o tură! Calul. Cu calul tău! Și dacă tu rezești, înseamnă că ești nepotul meu, măi! Sunt nepotul, mă! Hai, eu sunt nepotul! Băi! O tură! Sunt nepotul, uite, bă! Sunt nepotul! De această probă a reușit să treacă cu bine. Da. Acum, mamaie, ultima probă. Dacă și de această probă va trece, e clar, e fisul. Tată! Toată lumea dansează în horă. Bine! Hai, calu, inclusiv calul! Hai să vedem în horă! Bine, tată! În horă, hai să vedem! Hai! Bine, tată! Frumos.